mai sabotați activitatea comisiei și să aveți bun simț. Vă mulțumesc, domnul Lacatoș, aveți cuvântul. Domnișoara de pe cameră, domnișoara președintă de la camera, stimați, domnul Olteanu, vă rog frumos, vă rog să nu mă întrerupeți. Domnișorică. Ne jignește și nu respectă această comisie. Doamna dumneavoastră, ați venit mai târziu, vă rog frumos să vă așteptați rândul, da? Domnișorică este un cuvânt index foarte delicat și foarte frumos. Ca și păstrați-le pentru soția dumneavoastră, domnul Voreanu, vă mulțumesc. Discutăm de soție sau și de amanți? Rugămintea mea e să fiți decent. Luată de emoțiile pe care vi le induc atâtea camere cu care deja probabil nu v-ați obișnuit încă. Spuneți unele lucruri care pe mine mă deranjează. Dumneavoastră vă place să vă auziți? Ei bine, bună seara, bine v-am găsit la Realitatea Zilei. La asta s-a ajuns, la comisia care analizează cum s-au evaporat 600.000 de euro de Ziua Tineretului. Politicienii s-au adresat unul altuia cu expresii de hala obor. Domnișorică, cam cât costă kilul de brânză, n-ai tu treabă, așa să-i spui amantului tău. Cu siguranță comisia asta nu va rezolva nimic. Și până la urmă, de ce v-ar interesa ce s-a întâmplat cu banii dumneavoastră care deja s-au evaporat? Mai important este ce se va întâmpla cu buzunarele tuturor de acum înainte. Niciodată nu iese fum fără foc sau zvonuri pe care să nu le infirme boc. Se vorbește despre creșterea de TVA, ceea ce va scumpi absolut tot. Se vorbește insistent despre salarii și nu de bine, iar unii vorbesc despre pensii ca și cum ar fi început deja să scrie numele bătrânilor pe cruci. Se vorbește și despre scăderea TVA la alimente, dar pare să fie o glumă la care trebuie să plângeți. Invitați la Realitatea Zilei. Domnul Bogdan Niculescu Duvăț, deputat PSD, îl așteptăm să sosească. Domnul Ioan Ghișe, senator PNL. Domnul Valentin Calcan, senator PDL, jurnalistul Bogdan Chiriac și de asemenea jurnalistul Radu Soviani, realizator la The Money Channel. Domnule Calcan, știți ce zi e azi? Sigur că da. Ce zi e azi, domnule? Nu, e miercuri. Ce zi e astăzi? Ce dată? A, 1 iulie. 1 iulie. Și ce trebuia să se întâmple de 1 iulie? Nu știu, spuneți dumneavoastră, nu știu. Conform programului de guvernare, ce credeți dumneavoastră că trebuia să se întâmple de 1 iulie, capitolul 2, ultimul aliniat din programul de guvernare? În orice caz, sunt și lucruri bune care se întâmplă și pentru că vă refereați, de exemplu, la ce se vorbea la TVA și la toate acele lucruri care se zvonesc sau se spun, nu e nimic adevărat. Deci nici TVA-ul și nici cota unică nu se modifică sub nicio formă. Eu cred că astea sunt lucruri mult mai importante. Eu și dacă mă întrebați de astăzi, aș putea să vă spun un lucru important. Astăzi, cursul euro-leu sau leu-euro a atins un prag foarte bun pentru leu, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt într-o oarecare stabilitate. Dacă vedem că astăzi Calcan, BNR-ul a cotat la 4,18, parcă dacă nu mă înșel, o cotație care n-a mai fost de prin luna mai, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt bune. Dacă ne mai referim și la programul Calcan, Prima mâine, Casă, care de astăzi începe să funcționeze, că este 1 iulie, mâine, iarăși eu zic că sunt lucruri mâine, bune. Mâine cursul poate să fie oricât. Poate să fie și 4,2. Peste o lună poate să fie vedeți și 4,5. Dacă ce trebuia să se întâmple prin februarie, astăzi, mulți spuneau că o să fie 5, că o să pe fie 5 iulie, pe 1 iulie astăzi, conform programului de guvernare, act obligatoriu după ce este votat de Parlament. Da, nu știu, spuneți dumneavoastră. Domnule Ghișe, știți cumva dumneavoastră ce trebuia să se întâmple de 1 iulie? Din punctul de vedere al programului de guvernare? De guvernare, da. Nu. Votat de Parlament. Nici nu ne mai interesează. Știți de ce? Pentru că el nu s-a respectat de la început. Vă dau două exemple. Punctul de pensie 45% din salariu brut, respectiv plus 50% salarii la cadre didactice. Acest guvern al președintelui Băsescu, din capul locului, nu a respectat programul pe care Parlamentul l-a investit. Bun, revenim. Ce mai contează ce trebuia să facă la 1 iulie? Este 1 iulie și conform programului de guvernare pe perioada 2009-2012, votat de Parlament, trebuia să se întâmple ceva important astăzi pe 1 iulie. Bună seara, domnule Duvăț! Aveți idee de ce trebuia să se întâmple, de ceea ce trebuia să se întâmple astăzi de 1 iulie și nu s-a întâmplat, conform programului de guvernare pentru milioane de români? Nu, domnule, nu am idee, dar problema nu este ceea ce trebuia să se întâmple și nu s-a întâmplat. Sunt multe lucruri care trebuiau să se întâmple și nu s-au întâmplat. Evoluțiile au fost cu totul neprevizibile, nu numai în România. Și în Statele Unite s-au petrecut lucruri care nu erau programate cu 6 luni în urmă,
Deci, din punctul ăsta de vedere, este important ceea ce trebuia să întâmple, să vedem de ce nu s-a întâmplat, dacă evoluțiile n-au mai permis asta, sau dacă, pur și simplu, nu e o neîmplinire guvernamentală. Bun, acum eu vreau să vă întreb, dacă trebuia să se întâmple și din diverse motive, că nu s-a putut, nu s-a întâmplat, n-ar fi fost normal să iasă cineva de la guvern, premierul sau altcineva, nu, și să ne spună, din motive de criză, de pildă, sau din alte motive, ne cerem scuze, nu s-a putut face ceea ce v-am promis. Era normal sau nu era asta normal? Asta am și spus, domnul Domnilescu. Trebuia să se întâmple, vă spun eu, dublarea alocațiilor pentru copii începând cu 1 iulie 2009. Asta scrie la capitolul 2, ultimul aliniat din programul de guvernare 2009-2012. Despre cele promise și votate de Parlament și neîmplinite, se pare că nu avem parte de anunțuri oficiale, domnule Chiriac. Nu. Vom avea parte de anunțuri oficiale, știți, din partea cui? Din partea domnului președinte Traian Băsescu. L-am văzut după ședința CSAT, având un discurs impecabil de politician, de lider politic al unei țări aflate în criză. Chestiunea aceea cu capitalizarea CEC, că nu putem aștepta, nu putem să stăm, nu putem să... ca și cum până acum l-ar fi împiedicat cineva să capitalizeze CEC-ul. Dar pentru publicul larg a fost devastator. Apoi la întâlnirea cu constructorii, în care ce a spus domnul Băsescu? Noi o să vă dăm bani, era tovarășul secretar general care spunea constructorilor, noi vă dăm bani, voi construi țara, plătiți dările la stat. Ce rezulta? Că nu funcționează statul, că nu funcționează economia, că nu trebuia să intervină președintele să spună așa ceva. Dar în vremuri de criză, discursul președintelui Băsescu a fost din nou impecabil. Deci lumea s-a uitat și a spus, domne, da, știe tovarășul. Costă cât alocațiile astea majorate cu 50% de la 1 iulie pentru copii? Deci, în mod normal, aici trebuia să iasă președintele Partidului Social Democrat, eventual domnul Mircea Joană, nu? Că dânsul este președinte, după știința mea, și să spună că sunt chestiuni sociale din cauza crizei. Miniștrii noștri muncesc, lucrează, banii nu sunt la noi. Noi trebuie să însă să facem sănătate fără bani, educație fără bani, agricultură fără bani. Îmi asum răspunderea pentru alocație și vă promit că îndată ce România Radu, va... Mă rog, Soviani, astăzi, conform programului de guvernare 2009-2012 votat de Parlament, astăzi, 1 iulie, trebuia să avem dublarea alocațiilor pentru copii. După ce documente mai funcționează și mai ia decizii acest guvern? Căci documentul ăsta votat de Parlament am văzut cam cum... Răzvan, este o întrebare foarte bună, pentru că în acest moment aș spune eu ce ar trebui să facem cu programul acela de guvernare, dar nu pot, cu CNA-ul vizează și monitorizează foarte atent ce se întâmplă. Parlamentul ar trebui în acest moment să întrebe guvernul. Mă, guvernule, de ce nu ai făcut ceea ce ai promis? Și guvernul să dea un răspuns foarte sincer, dragă parlamentule, știu că ne-am asumat în fața ta acest program de guvernare, dar nu avem bani. Suntem pe deficit în momentul de față, nu ne permitem să transformăm aceste adevăruri distorsionate, ca să nu le spun minciuni, în realitate, pentru că suntem pe minus din punct de vedere bugetar și nu avem banii respectivi. Noi vom mai avea o bună perioadă de timp de acum încolo, dar din păcate în acest moment se încearcă ascunderea minciunii sau rostogolirea minciunii, dacă preferăm acest termen, măcar până la iarnă, pentru că dacă vedem și ceea ce s-a decis ieri la guvern, amânarea la 6 luni la plată a principalului companiilor care până la data de 30 septembrie 2008 nu aveau datorii. 6 luni. Asta înseamnă sfârșit de an? Asta înseamnă că au trecut alegerile prezidențiale? O avea legătură cu campania electorală pentru alegerile prezidențiale? Nu știu. Dar dacă se întârzie luarea de măsuri coerente, concrete, doar pentru că avem ghinionul să avem alegeri prezidențiale în această iarnă, din punctul meu de vedere, ajustările ulterioare vor fi mai dureroase. Haideți să vedem o scenetă, că nu pot să-i spun altfel, petrecută în urmă cu câteva ore la guvern. Protagonist, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, domnul Constantin Niță. O întrebare, mi se pare totuși o suprafață foarte mare, 140 de hectare sau poate discuții... 141.000 de metri pătrați. Deci o discuție... 141.000 de metri pătrați, nu sunt 141.000 de metri. 14 hectare în total. La întreprinderii mai... Nu e adevărat, domnul. Ce dracu?
141 de mii, cum să fac 14 hectare? Exact 14 hectare. Da. Sunt pălănițe mici și mijlocii. Este o vorbă că dacă te cea filozof rămâneam. Da, ești corect. Ce am spus, nu e nicio problemă. Dar e foarte bine că se vigilezi. Păi era vorba de un calcul acolo, pe o decizie care trebuia să ia guvernul cu un teren. Domnul Niță nu prea știe cât are un hectar. Apropo, spune domnul Boc, dacă tăceam filozof răvâneam sau poate tinichigi? Nu știu. Acum, domnule Duvăz, întrebarea e cu totul alta. Dacă niște miniștri nu știu câtă suprafață încape într-un hectar, cum o să gestioneze ei țara și cum o să măsoare impactul crizei pe România, domnule Duvăz? Domnul Mitrescu, asemenea, să zic, accidente de calcul, probabil că ei se pot întâmpla oricui și n-aș vrea să fac, dar aici consider că miniștrii nu știu cât are hectarul. Și, în fine. Ați văzut? Sigur că dumneavoastră puteți să vezi, am văzut. Am văzut că omul a făcut o socoteală greșită. Vi s-a întâmplat vreodată să dar faceți o socoteală? Dar insistam greșeală, domnule Bubăs. Să greșiți cu un zero? Vi s-a întâmplat cu siguranță. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Nu e o chestie, nu e o greșeală care să fie imputabilă, domnule, nu știa cât are hectarul. Hai să fim serioși. Da. Dar e bun de glumă la televizor, așa. La bani, domnule Calcan, se descurcă mai bine guvernul ăsta decât la hectare? Îmi cer scuze, la cheltuirea banilor, într-un anumit fel, se descurcă mai bine? Conform bugetului, domnul Dumitrescu, în fine, un hectar are 10.000 de metri pătrați, asta este limpede, dar până la urmă mai sunt și mici astfel de erori. Cred însă că la banii se descurcă bine, zic eu, având în vedere că totuși, iată, în această situație care nu este, să spunem, roz neapărat, șomajul este încă la o cotă acceptabilă, dacă ne uităm prin comparație și la alte tocmai țări europene. Tocmai l-ați revoltat pe domnul Chiriac. Unde trăiți, domnule Calcan? L-ați revoltat pe domnul Chiriac. Domnule Chiriac, da. De ce v-ați revoltat? Dacă domnul Calcan spune că șomajul e la cote acceptabile față de cutare și cu noi știm prin care este... Prin comparație cu alte țări europene. Domnule Calcan, dar știți care este dinamica numărului de șomeri noi intrați în plată, cei care primesc indemnizații față de anul trecut? Nu am o astfel de informație pe ultima lună, dar, de exemplu, pe luna aprilie și mai, ea a fost destul de mică. Chiar mi-aduc aminte, pe aprilie a fost de 25.000 de persoane. Regret, deci destul de mică. Regret să vă dezamăgesc, numărul de șomeri noi indemnizați intrați în plată este triplu față de anul trecut pe vremea asta. 300%, domnule Calcan. Bun, este 300%. Clar că față de anul trecut absolut că nu putem să ne comparăm. Avem o situație economică total diferită. Dacă vreau să ne comparăm totuși calcula, cu alte țări europene. Nu ar fi fost 300%, bănuiesc că ar fi fost doar 30%, nu? Ar fi fost bine, ar fi bine să fie cât mai puțin. Asta este de dorit. Până la urmă să menținem locurile de muncă. Asta este important. Cum ne joacă feste întâmplarea? Chiar noi asta s-a făcut o greșeală de 2-0. Acum, dacă domnul Niță calcula, era 3.000% și nu 30%, ați greșit un 0 în sens invers. Am spus că ar fi fost șomajul probabil de doar 30% creștere, nu de 300%. Dacă s-ar fi respectat, greșeala domnului Niță ar fi fost de 10 ori mai mare. E defavorabil pentru cetățeni întotdeauna, domnul, mai puțin. Vedeți cum se poate greși cu un zero? Domnul Duvăz. Dar unde e zero ăla de care vă amintește domnul Duvăz? Că nu-l văd. Nu. E zero ăla care trebuia tăiat. Dacă eu hectare. Aș fi greșit, îmi cer iertare, dar pe cuvântul meu, domnule Ghișe, că nu insist cum a insistat până la final domnul Niță. Știți ce se întâmplă? Putem să glumim pe greșeala unei persoane, dar lucrurile sunt mult mai grave. Nu sunt bani pentru medicamente în spitale, dar la tineret se face cântec, joc și voie bună pe o scenă scumpă care ar fi putut să nu fie plătită pentru că ministerul are scenă. Asta e problemă de fond, de alocare a resurselor limitate cum sunt și de priorități. Ori, cât timp oameni sunt dați afară din servici, se fac reduceri, am văzut la CFR, mii de oameni intră în șomaj 3 luni de zile, dai banii să unii danseze pe scene și să le dai prin firmele de partid pixuri și tricouri. Guvernul ăsta este irresponsabil în privința ordonării priorităților și alocării resurselor limitate. Asta e problema de fond a țării.
Domnul Ghișe, da, eu mă întreb, sincer mă întreb, în ce țară trăim, într-o țară în care liberalii fac irresponsabili pe cei care au preluat. E drept, nu se descurcă foarte bine guvernul actual, dar au avut o situație de rezolvat. Ce minus situație, mare. Domnule? Minus 5,2%, domnule Ghișe. Care deficit minus 5,3,8%? Păi dacă adunăm bun, și... Bun, deci corectați Comisia Europeană. De la administrația da, corectați și... Comisia Europeană și aveți propriile propuse. Dacă la domnule Comisia Ghișe, Europeană guvernul ar fi discutat punctual... banii dați pentru despăgubiri foștilor domnule proprietari. Ghișe, v-am ascultat. Problema miliardul pentru vreau administrația locală, deficitul era 3,8. Faptul că în memorandul Comunitatea Europeană din care acest moment cu Comunitatea Europeană, nu m-ați auzit, comut, o să vorbesc domnul, mai tare. Pentru cele 5 miliarde, 1 miliard jumate urmează să vină luna asta. Se spune acolo că se va crea un Consiliu Fiscal independent care va face singurele prognoze valabile din România, iar până atunci prognozele oficiale le copiem pe cele ale Comisiei Europene. Deci pe ceea ce spunem noi și ceea ce spuneți dumneavoastră, nu mai dă 2 bani Comisia Europeană. 3,8. Da, care 3,8? Da, unde 3,8? Puțin, sunt viziuni diferite. În opinia noastră, păi, asta în situația de criză poți să mergi cu deficit mare. Da, dacă ce... are deficit pe nu, iertați-mă, vreau să ies din clinciul ăsta până una alta, vedem că trebuia să se întâmple ceva și nimeni nu zice nimic că de întâiule trebuiau să se dubleze alocațiile pentru copii. Chiar mă întreb ce le-ar spune premierul, dacă i-ar aminti cineva, ce le-ar spune părinților și copiilor, care știau că se va mări alocația. Cum ar suna? Cum ar suna, domnule Calcan, scuza asta? Nu știu, sper... Păi cum nu știți că sunteți în același guvern? Nu știu cum ar spune primul ministru, dar în orice caz mă gândesc că totuși timp ar mai fi luna asta, în sensul că oricum alocațiile se plătesc înspre sfârșit de lună, dar aș vrea să fac doar o precizare. Spunea domnul senator Ghișe că s-au luat bani pentru o scenă și trebuia să dea la medicamente. Ca să fie lucrurile foarte clare. Am votat cu toții un buget și fiecare minister are niște bani alocați. Deci să nu creadă lumea că se pot lua bani acum de la nu știu ce scenă și da la medicamente. Deci, practic, așa ceva nu se poate. Mergem la premierul Emil Boc. Are... Premierul susține o declarație să vedem dacă zice ceva de dublarea alocațiilor. Bună seara! În primul rând, în ședința de astăzi s-a făcut o analiză a stadiului realizării măsurilor anticrize ale guvernului după 6 luni de guvernare. Despre această analiză, dar și despre concluziile ședinței de guvern, vă vor vorbi primul ministru și ministrul de finanțe. Vă rog. Vă mulțumesc! Bună seara tuturor! În primul rând, înainte de a face precizările cu privire la analiza măsurilor anticriză și principalele măsuri viitoare pe care le are în vedere guvernul, aș vrea să menționez faptul că am adoptat o hotărâre de guvern privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM. Este în primul rând o promisiune de suflet a guvernului cu privire la realizarea acestui Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM, prin care nu numai că vor fi salvate vieți omenești, prin care nu numai vom da posibilitatea oamenilor să-și găsească donatori compatibili atât în România cât și în străinătate pentru tratarea bolilor rare, cum ar fi de exemplu leucemia, ci vom realiza și importante economii financiare, având în vedere că o asemenea operație, un asemenea transplant în străinătate costă peste 100-150.000 de euro, în timp ce în România se va putea face la 40-45.000 de euro. Mai mult decât atât, vom fi în stare să realizăm asemenea operații și în România pentru pacienți din afara țării, prin aceasta aducând resurse financiare aici și oferind posibilitatea românilor să nu mai plece în străinătate pentru a realiza operații de acest fel. Cu alte cuvinte, românii sunt așteptați să se înscrie voluntar în acest registru și în funcție de compatibilitatea biologică și celelalte date de analiză în legătură cu sângele vor putea să ofere, să ajute oameni pentru salvarea vieții acestora. Acum, în privința programului și a măsurilor anticriză. Ieri și astăzi, în ședințe de guvern, am analizat stadiul implementării măsurilor anticriză pe care guvernul le-a luat în 6 luni de funcționare. Ca și concluzie, pentru început pot să vă spun că dintr-un total de 32 de măsuri anticriză pe care guvernul le-a avut în vedere,
28 au fost realizate și 4 dintre ele sunt în diverse stadii în curs de realizare. O prezentare în extensul acestor măsuri va fi realizată de Ministrul Finanțelor și ele vor fi afișate și pe site-ul Ministerului de Resort și a Guvernului României pentru a putea fi discutate și comentate. O să menționez faptul că în privința măsurilor restante despre cele 4 care încă nu sunt implementate, ne referim la neimpozitarea profitului reinvestit, o dorință a Guvernului pentru a putea sprijini mediul de afaceri și activitatea economică din țară și care în acest moment va intra în discuții și negocieri cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional pentru încadrarea în țintele de deficit la care ne-am angajat. Profit de această ocazie să menționez faptul că din datele pe care Ministrul Finanțelor ne-a pus la dispoziție, pe primele 6 luni ale anului, adică pe primul semestru, Guvernul României s-a încadrat în ținta de deficit negociat cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu alte cuvinte, ținta de 2,7% este îndeplinită și, cu alte cuvinte, suntem în graficul angajamentelor interne și internaționale. Cea de-a doua măsură care încă nu este realizată pe deplin este capitalizarea cecului. Menționez faptul că și aici am pus la dispoziție o sumă de bani rezultată din faptul că nu am preluat la bugetul de stat profitul cecului și a rămas la cec. Practic am realizat o capitalizare parțială și sperăm ca prin avizul pe care îl vom primi de la Comisia Europeană să putem finaliza și restul capitalizării cecului cu suma de bani aferentă, decizia, repet, depinzând de Comisia Europeană. Și parteneriatul public-privat, în acest moment este elaborat ghidul parteneriatului public-privat de către Ministerul Finanțelor și se află în avizare la ministerele de resort, astfel încât în maxim 10 zile el să fie publicat în Monitorul Oficial, ordinul de punere în aplicare a procedurii parteneriatului public-privat, care are ca suport central legislația cu privire la regimul concesiunilor. Și ultima măsură în curs de realizare este suplimentarea bugetului pentru cercetare la o viitoare rectificare bugetară pentru a putea susține un asemenea domeniu important al economiei naționale. În rest, avem 28 de măsuri care au fost realizate de către guvern. Acum se pune întrebarea care este impactul unor asemenea măsuri pe care le-am realizat. În primul rând, aș putea spune că prin măsurile anticriză pe care le-am luat, am limitat efectele negative ale crizei economice în România și, ca o consecință a acestui fapt, am reușit să menținem cota unică de impozitare de 16%, am menținut TVA-ul la 19%, am reușit să menținem un curs echilibrat euro-leu prin corelarea politicilor fiscale ale Guvernului cu politicile monetare ale Băncii Naționale și prin realizarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, fapt ce ne-a permis să asigurăm stabilitatea monedei, extrem de importantă într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Vă reamintesc faptul că în 1996, de exemplu, în câteva luni cursul a crescut de la 4.000 la 8.000 de lei și de la 8.000 la 16.000 de lei, ceea ce a dus la grave prejudicii în economie. De asemenea, ca o consecință acestor măsuri pe care le-am luat, am fost în stare și suntem în stare în continuare să achităm salariile, pensiile și alocațiile sociale, adică toate atributele sociale ale statului în materie salarială sunt respectate și plătite într-o situație, repet, economică nu foarte fericită. Am alocat 20% din banii țării pentru investiții și, așa cum am spus și ieri, practic suntem cu 33% din sumele aferente alocate investițiilor în grafic. Pe 6 luni de zile am alocat și s-au realizat investiții în valoare de 12,5 miliarde de lei, reprezint 33% din programul anual de investiții și, în acest sens, am luat deja decizia ca, începând de astăzi, cu 1 iulie, toate obiectivele de investiții finanțate din bugetul de stat să primească ordine de începere a lucrărilor și, mai mult decât atât, toate cheltuielile cu investițiile prevăzute pentru trimestrul 4 al anului să fie aduse în trimestrul 3 pentru a fi realizate în timp util
a lucrările financiare și realizarea investițiilor în materie de infrastructură, având ca obiectiv dezvoltarea economică, menținerea locurilor de muncă ale românilor și pregătirea pașilor pentru redresarea economică a țării. Am menținut un nivel, eu spun, satisfăcător al șomajului. Evident că nu ne bucură când avem orice creștere a numărului de șomeri. Pot să spun însă că în raport cu ceea ce se întâmplă în preajma noastră, în alte țări ale Uniunii Europene, am reușit să ținem sub control fenomenul șomajului. Astfel, în luna aprilie 2009, România a înregistrat o rată a șomajului de 5,7%, cu mult sub nivelul mediei europene. În aceeași lună, media europeană s-a situat la 8,6% și, ca să avem un termen de comparație și mai explicit, de exemplu, în luna aprilie 2009, Spania a înregistrat o rată a șomajului de 18,1%, Letonia de 17,4% sau Lituania de 16,8%. Sunt date care ne arată că acest fenomen al șomajului este menținut de către autoritățile române sub control. Am acordat de asemenea, prin modalitățile legale, sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri. După cum știți, am majorat schema ajutoarelor de stat de 5 ori. Am dat posibilitatea să acordăm ajutor de stat firmelor în valoare de maxim 200.000 de euro pentru fiecare micro-întreprindere. Anul acesta putând fi făcute plăți directe pentru IMM-uri în valoare de 20 de milioane de euro și pot fi angajate cheltuieli, pot fi angajate ajutoare de 100 de milioane de euro pentru acele întreprinderi care asigură locuri de muncă și dezvoltă activități productive. În același context, ieri am luat decizia de a veni în sprijinul firmelor care sunt afectate de criza economică. Și vreau să spun iarăși foarte clar și răspicat. Nu este vorba nici de cadouri, nici de amnistie fiscală. Este vorba de a putea ajuta firmele care astăzi sunt în prag de execuție silită, în prag de închidere, în prag de a trimite oamenii în șomaj, datorită faptului că după 30 septembrie 2008 au acumulat datorii determinate de fenomenul crizei economice. Pentru acele firme le oferim posibilitatea de a amâna plata datoriilor timp de 6 luni, cu două condiții. Prima condiție și cea mai importantă este să-și achite datoriile curente, adică să-și plătească în fiecare lună dările către stat. De ce am luat această măsură? Dacă nu o luam, 56.000 de firme, câte sunt într-o asemenea situație în momentul de față în România, erau în pericolul ca mâine să închidă obloanele, să trimită oamenii în șomaj și nu mai aveam niciun fel de venit la bugetul de stat. Aceste firme, dacă își plătesc în continuare obligațiile lunare către stat, timp de șase luni, amânăm executarea lor silită. Nu le iertăm de datorii. Guvernul României nu este Moș Crăciun. Ajută însă acele firme care, datorate sau determinate de fenomenul crizei, au fost puse în dificultate. Penalitățile la datoriile pe care le au curg în continuare. Ele vor trebui să-și plătească aceste datorii, doar că astăzi nu le executăm silit și nu punem nici oamenii în șomaj. Și a doua condiție este că trebuie să facă dovada, printr-un sistem de garanții, că pot și au mijloacele prin care să-și achite în viitor aceste datorii restante pe care le au astăzi. Este o măsură, repet, anticriză, cu o durată limitată de aplicare și care vizează sprijinirea acestora. Nu în ultimul rând, venim și în sprijinul firmelor, dar și în sprijinul persoanelor care n-au un loc de muncă, prin banii pe care avem de la Fondul Social European și firmele care angajează șomeri, firmele care angajează persoane cu dizabilități, firme care angajează persoane peste 40 de ani, peste 50 de ani, care sunt în șomaj, aceste firme au posibilitatea să primească timp de un an de zile 50% din salariul pe care îl plătește șomerului pe care îl angajează. Deci revenim și ajutăm firmele plătindu-le 50% din costurile salariale cu salariatul pe o perioadă, repet, de un an de zile, iar în situații speciale mergând chiar până la 2 ani de zile. Am pus la punct câteva programe care s-au demonstrat a fi de succes. Vorbesc de programul Prima Casă,
care cel puțin din răspunsul băncilor, 20 de bănci, care au venit cu o ofertă de 1.457.000.000 de euro pentru a sprijini achiziționarea primei case de către români, demonstrează că mecanismul conceput este unul bun. Prin acest mecanism, românii care astăzi plătesc sute de euro chirie, cu aceiași bani vor avea o casă în proprietate. Românii care astăzi nu au bani să plătească un avans de 10.000 de euro, cu maxim 3.000 de euro, pot să înceapă cumpărarea unei case. Avansul minim din cadrul acestui program, avans ce reprezintă 5% din 60.000 de euro, adică suma maximă garantată pentru achiziționarea unei locuințe. Și nu în ultimul rând, deblocăm creditarea atât de necesară economiei românești și susținem un important domeniu al economiei naționale, care este sectorul construcțiilor. De asemenea, am pus la punct programul Rabla, modernizându-l și l-am extins și la utilitare și la posibilitatea ca atâtea mașini câte ai să poți să intri cu ele în programul pe care îl are la Ministerul Mediului, și mărind și prima de casare în raport cu anul trecut. Pe componenta socială ne-am îndeplinit angajamentele pe care le avem în programul de guvernare, parțial și pe, raportându-ne la 6 luni, mă refer la instituirea pensiei sociale minime, am promis-o și am realizat-o. Niciun pensionar astăzi în România nu mai are o pensie sub 300 de lei. Iar de la 1 octombrie niciun pensionar din România nu va avea o pensie mai mică de 350 de lei. Este o măsură de solidaritate, o măsură de bun simț în ultimă instanță, o măsură de a fi solidar cu cei care sunt cei mai vulnerabili în fața crizei economice și care cu greu fac față provocărilor legate de plata facturilor, a medicamentelor și a taxelor pe care le au, a traiului de zi cu zi. Poate că și această sumă este foarte mică încă în raport cu nevoile vieții de zi cu zi, dar este oricum un lucru la care ne-am angajat și în legătură cu care am făcut ceea ce trebuie. Am realizat o majorare a pensiilor cu 3% de la 1 aprilie, cu 2% de la 1 octombrie. Nu în ultimul rând, pentru persoanele cu venituri reduse, asigurăm medicamente compensate. Toți pensionarii care au o pensie sub 700 de lei, începând de astăzi, de la 1 iulie, beneficiază de medicamente compensate în proporție de 90%. Tot ca o măsură pentru a sprijini pe cei care în vremuri de criză se află în cele mai dificile situații și pentru care am pus la punct aceste măsuri. Aș vrea de asemenea să amintesc faptul că pe absorbția fondurilor europene am realizat progrese. În primul rând că am simplificat foarte multe proceduri. În al doilea rând că am venit în sprijinul acelor care accesează fondurile europene. Și aș spune două lucruri aici. În primul rând am majorat cota de prefinanțare la proiectele europene de la 15% la 20% și de la 20% la 30%. Ce înseamnă asta pentru fiecare român să înțeleagă? Oricine câștigă un proiect european pe fondurile... Este un bilanț de guvernare la 6 luni. Ne-a scăpat însă, poate că o să vorbească la un moment dat domnul Boc, ne-a scăpat când a zis de dublarea aceea a alocațiilor. E vorba de programul de guvernare, nu, domnule Dubă? Sau de forfetar, n-a zis nimic. Sau de impozitul forfetar. Ne-a scăpat. Impozitul forfetar nu a fost în programul de guvernare, dar putea să se vorbească de el și, în opinia mea, ar fi bine să vorbească ca de un lucru care... să se vorbească la trecut, ca să zic așa, de impozitul forfetar. În ceea ce privește raportul, el este necesar. Îmi pare rău că primul ministru a început prin a declara strict cantitativ, din 32 de măsuri, 28 sunt împlinite și 4 urmează să fie sau au fost începute. Asta nu spune mare lucru, pentru că în momentul în care, să zicem, două dintre ele, cum ar fi lichidități în economie și investițiile publice, n-au început încă sau n-au început semnificativ, poate să fie numai două, dar ele reprezintă mai mult decât de jumătate din efectul, adică calitativ da, înseamnă foarte cele mult. Cele mai important. Deci, din punctul ăsta de vedere, acest tip de raport, pe mine personal, nu mă satisface, dar sper ca premierul acum... Dumneavoastră nu o să stați probabil întreg programul pe care îl aveți, să urmăriți declarațiile, dar probabil că premierul va face precizările necesare și le va face în continuare. Acum e doar o conferință de presă și până la urmă
din această conferință de presă nu o să rezulte ceva. Să sperăm că în continuare el va face ceea ce trebuie și va face un raport complet și clar, repet, mai degrabă de ordin calitativ, pentru că așa cantitativ am avut 32 de măsuri, 28 sunt împlinite, nu spune mare lucru. Domnule senator Valentin Calcan, n-am auzit ce a zis de alocațiile alea care cresc că se dublează de la 1 iulie. Nu știu, probabil că mai are timp, domnul premier, că ați văzut că încă practic dânsul nu a terminat expunerea, dar încă o dată spun, sunt convins că în momentul când sunt suficiente fonduri, sunt convins că și această măsură va fi una punctată, pentru că, iată, pensia minimă de care vorbea a fost punctată cu 3 milioane de lei, 3 milioane 500 care vor fi în octombrie și sunt convins că și alocația, care este extrem de importantă, și aceasta va fi realizată. Dar încă o dată, suntem în 1 iulie, e adevărat, alocațiile se plătesc pe sfârșit de lună. Sper din tot sufletul ca începând de luna aceasta să intre și acest program. Domnul senator, avem un caiet acolo cu promisiuni. Dumneavoastră sperați ca alocațiile să se plătească majorate până la 30 iulie. O să rog colegii să vă aducă caietul și să scrieți cu mânuța dumneavoastră, punând și data, că dumneavoastră considerați că alocațiile astea se dublează, așa cum le-ați și spus. Sper să se dubleze și o să mai scriu că TVA-ul și cota unică va rămâne, aceste două vor rămâne neschimbate, deci, și acesta o voi scrie. Vă rog să-i dați dosarul domnului senator Valentin Calcan, e chiar cel din fața dumneavoastră, domnule Duvăz, și să înceapă dânsul să scrie acolo, că e o promisiune înscris de la un politician, este de netăgăduit, ca să spun. Deci alocația, TVA-ul și cota alocația unică. Alocația, pentru că avea data de astăzi. Ea de la 1 iulie trebuia să crească. Domnule Ghișă. Da, mulțumesc. Vedeți, stați puțin, puneți anterior se cota unică nu mai preciza, există, că s-a băgat impozitul forfetar. Impozitul minimal. Anterior se preciza că unele măsuri nu erau în programul de guvernare, dar se aplică. Acum eu vă dau două exemple. Pensia și respectiv salariile cadrelor didactice. Erau în programul de guvernare, sunt lege. Guvernul nu le respectă. Vă mai dau un exemplu. În decembrie 12 2008, la Consiliul European, se convine că în Uniunea Europeană se reduc contribuțiile de asigurări sociale ale întreprinderilor mici și mijlocii. La noi, în martie 2009, guvernul Boc le crește cu 3,3 puncte procentuale. Nu sunt bani pentru salarii în ritmul necesar, nu sunt bani în spitale, în schimb se alocă bani pe lucruri care ar putea să nu se întâmple. Noi spunem, și pentru asta dacă vreți mă angajez în scris, că guvernul Boc, indiferent de situația de criză, va guverna mult mai prost decât guvernul Tăriceanu. Bun, când termină domnul senator Calcan, să preluați dosarul și să vă scrieți pronosticurile. Asta vă scriu. Vă rog, domnule Chirac, de ce ați ținut capul între mâini în toată această perioadă? Fiindcă, auzindu-l pe domnul prim-ministru Boc în acest moment, îmi dau seama că România nu e guvernată. Pur și simplu, România nu este guvernată. Nu mi-a venit să cred ce am auzit. Deci s-a terminat o ședință a guvernului. Atenție! Eu am spus întotdeauna de domnul prim-ministru Boc că a fost un primar bun, s-a și reales cu 70%. E un om muncitor, n-ați auzit nimic despre corupție, cumpărați scene de 75.000 de roșii. Dar v-am spus în același timp că mediocritatea, cenușiul, lipsa de imaginație nu sunt suficiente pentru a scoate România din criză în acest moment. Deci ce am auzit acum m-a înspăimântat. Nu? Deci ne-am liniștit, s-a înființat Asociația Donatorilor de Celule STEM. Nu, Registrul Național al Donatorilor de Celule STEM. Deci era o problemă. Râdeți, domnule Calcan. Așa, s-a întâmplat. A doua chestiune. Domnul, e guvernul domnul dumneavoastră, Boc, vă rog, puțină decență. Domnul Boc, în chestiunea respectivă în care prezintă, domnule, face o chestiune triumfalistă. Dar când și când mai iese din sac poada câinelui. Deci ne spune, zice, dacă nu luăm măsura ca să amânăm plata dărilor către stat, 56.000 de firme în România trăgeau obloanele. Păi avem de-a face cu o situație economică nepereche. Se întâmplă ceva. Cum s-a ajuns acolo? Din ce s-a întâmplat acolo? Că din restul discursului a fost un discurs care, vă spun, nu are legătura
legătură cu o situație de criză. Suntem ca un avion care se prăbușește cu motoarele oprite, care poate fi salvat, dar piloții se închid în toaletă. Deci despre asta vorbim în acest moment. Nu mai ține în seamă nici de campanie electorală, nici de ce vreți dumneavoastră. A minți acum publicul nu este o strategie de campanie potrivită. Milioane de oameni din această țară sunt deja, simt efectele crizei. În continuare, în România se vor aplica toate acele măsuri care s-au aplicat deja în Ungaria, în Letonia, în Estonia, în Lituania, în Irlanda, în Islanda și așa mai departe. În Franța, dacă vreți, în Spania. Deci acolo vom ajunge cu șomaj de două cifre, se va micșora punctul de pensie, va crește TVA-ul, vor crește taxele și impozitele, iar șomajul în sfârșit și nu numai piața locurilor de muncă. După campania electorală. Mi-e teamă că nu se vor putea ține frâiele atâta vreme. Domnule Dumitrescu, aici vorbim despre legi obiective. Economia nu se face după ureche. Mergem. Ea ține seama de ecuații Sofian. Matematice. S-a dorit a fi un bilanț. Am aflat că ăsta a fost începutul, că s-a înființat Registrul Național al Donatorilor de Celule STEM. Da, s-a dorit a fi, din punctul meu de vedere, o rostogolire a minciunii și a li se ascunde românilor, populației, ceea ce este evident că se întâmplă, că situația economică se înrăutățește, este echivalent cu atitudinea capitanului de pe Titanic, care știa că vasul ia apă, dar îi punea pe muzicant să cânte și să rearanjeze scaunele pe Titanic. Exact asta face și primul ministru Emil Boc. Păi ce bilanț este când spune am reușit să menținem, am reușit să menținem, am reușit să menținem, dar ați reușit să faceți ceva? Asta este întrebarea. Ați reușit să faceți ceva? Ține sub control șomajul, care este dublu față de anul trecut. Pe de altă parte, mergem mai departe. Am reușit să stabilizăm, să ținem cursul stabil undeva la 4,1-4,2. Păi cum ați reușit? Cu programul FMI și Comisia Europeană, despre care în urmă cu 6 luni spuneați așa ceva nu ne trebuie. Această criză nu ne va atinge. Vom avea creștere economică de 3,5%. Ce ați reușit? Eu nu am înțeles ce s-a reușit. În schimb, ce a omis să spună domnul Boc legat în acest bilanț care se vrea triumfalizare, din păcate nu e, și o să dovedesc imediat și că nu are de ce să râdă nici dânsul de domnul Niță. A uitat să spună de impostul forfetar, a uitat să spună de majorarea în avans a accizelor pentru alcool, pentru tutun, a uitat să spună despre majorarea contribuțiilor pentru asigurări sociale, a uitat să spună despre reducerea valorii punctului de pensii, unele din măsuri justificate acestea, pentru că trebuie să faci față unor cheltuieli mai mari în condițiile care vei trebui să impun. Se împuținează. Dar de ce nu spui despre ele? Pentru că pentru a face aia am făcut treaba asta altă. Spune domnia sa majorarea pensiilor. Am majorat pensiile cu 3% de la 1 aprilie și cu 2% de la 1 octombrie. Am realizat de la 1 octombrie cam aceeași chestie cu domnul Niță, cât metri pătrați are hectarul. Se va realiza eventual la data de 2 octombrie, dar calculele și promisiunile lor și acel program de guvernare spune cu totul altceva. Potrivit programului de guvernare, trebuia să avem vreo 50-60 de kilometri de autostradă. Practic vom avea cel mult 42 de kilometri la sfârșitul anului, dacă îi vom avea și pe aceea. Acel program de guvernare nu se respectă. Pot să înțeleg, nu există soluție magică. În acest moment criza atinge România și o va atinge mai puternic pe viitor, dar ascunde sub preș până la campanie electorală e fix atitudinea titanicului. E interesant ce vor să ne spună politicienii și ce n-ar dori să ne spună sau să aflăm noi, pentru că o să luăm o scurtă pauză, iar după aceea o să vă arătăm un document care vorbește tot despre criză, respectiv cât plătește un minister pentru chermeze. Cât e meniul, cum se spune la anunț, nu, meniul, cocktailurile și așa mai departe. Revenim imediat. Ne-am întors în direct și vă prezentam înainte de pauză un document care emană de la Ministerul Dezvoltării, Guvernul României, hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuind privind acțiunile de protocol specifice Ministerului Dezvoltării. Este spre avizare acest document, e în pregătire, cheltuiel de protocol. Ministerul Dezvoltării Regionale, mese de lucru în limita A, 50 de euro de participant pentru cele oferite de ministru. 25 de euro de participant pentru cele oferite de secretarii de stat. Cocktailurile pot fi organizate în limita 20 de euro de participant cu aprobarea ministrului. Noi nu comentăm sumele. Dar ne întrebăm și noi, astea sunt măsuri de criză, cât de ușor se iau astfel de
măsuri și cât de ușor trec astfel de documente, e pe de altă parte vedem cât de greu ne descurcăm cu măsurile anticriză. Nu știu, domnule Calcan, ce spuneți? Nu știu ce să vă spun. Eu cred că există mai în toate ministerele astfel de normative și cred că este firesc să fie așa. Încă o dată nu discutăm de cifre, cu toate că pentru la un rang de ministru, știu eu, dacă are un invitat un ministru, știu eu, din Germania sau din Franța, bănuiesc că 50 de sau euro... Sau Letonia, că e foame mare acolo. E o sumă acceptabilă, dar totuși dacă îmi dați voie, pentru că ați vorbit de măsurile acelea anticriză și de o soluție așa, cum că nu o să mai ieșim din criza asta. Totuși, TVA-ul este același. Dacă asta antișpriț sau cota unică este aceeași. Și încă o dată, dacă îmi dați voie să spun, în Ungaria, dacă ne uităm, 25% este TVA-ul. La noi este 19%. Vă rog să mai scrieți acolo în caiet. Promiteți solemn că de la 1 ianuarie 2010 TVA-ul nu crește? Nu, eu am și scris, că și TVA-ul și cota unică rămân neschimbate. Și vă și spun și după 1 ianuarie 2010, domnule senator. 7 ani de acum încolo. 7 ani de acum încolo. Perfect. Avem această notă. Cum o comentăm, domnule Ghișa? Asta cu cheltuieli de protocol. Repet, nu comentez cifrele per persoană. Întreb așa, cu ce viteză trec astfel de decizii și cu ce viteză trec măsurile anticriză, alea care ar putea să ne ajute? Acum, știți, criză, dar să nu împingem lucrurile la limita absurdului. La nivel de ministru trebuie să existe un protocol minim. Acum e de discutat în ce cuantum și cu ce finalitate, pentru ce acțiuni. Dar eu vă dau un alt exemplu de un impact mult mai mare. Vorbea premierul de neimpozitarea profitului reinvestit. Și acum spune, și presa de astăzi menționează, că depinde de acordul pe care ni-l va da fondul monetar și respectiv, citesc aici, FMI-ul. Și respectiv Comisia Europeană. Păi în campania electorală, de ce n-a spus? Nu vom impozita profitul reinvestit dacă ne va permite Comisia Europeană. Adică ce vreau să evidențiez este că lipsesc niște studii de impact pentru politici publice și atunci se face că întâi decidem impozitul minim și spune după aia premierul Videanu acum vreo 3 săptămâni că la 6 luni evaluăm și vedem după aia dacă îl menținem. În schimb, în programul de guvernare se vorbește despre predictibilitatea politicilor publice și a bugetelor. Am înțeles. Ori ce spun e că se guvernează la plezneală, după ureche, cu lipsă de profesionalism și se face jaf cu banii publici prin firmele agreate de pediști. Haideți asta să ne întoarcem. Repet, nu comentăm quantumul, pragul, cheltuielile per persoană astea de protocol. Dar cineva reușește să termine și să facă repede astfel de documente. Norme erau și până acum. Foarte greu se mișcă lucrurile în cealaltă parte, pe măsurile anticriză, domnule Duvăs, prin comparație. Domnul Mitescu, eu eram obișnuit ca dumneavoastră să aveți o atitudine în general foarte, foarte serioasă, să mergeți în lucruri în profunzime și sunt puțin surprins de abordarea asta. Dacă nu comentăm sumele, pentru că eu am impresia că aceste norme sunt prevăzute pentru scăderea cheltuielilor de protocol. După cifrele pe care dumneavoastră renunțați, noi nu comentăm sume. O masă dată de ministru, deci la nivel omolog probabil, cu 50 de euro de persoană, cred că este o reducere de cheltuieli. Deci face parte dintr-un set de reduceri, inclusiv, eu știu, la creioane și ascuțitori s-ar putea ajunge. Eu nu știu ce notă, când vorbiți de o notă, abar n-am cine a emis-o, unde-i dată, cine o semnează, ci, dom'le, o notă. Cine o fi adus-o la televiziune, că și asta vorba aia, suntem în vraiște. O găsiți pe site-uri. O găsim pe site, mai bine. Atunci răspunsul e, dacă îmi spuneți că tocmai trebuie să ne uităm la sume, să vedem sumele sunt mai mari sau mai mici decât vechea notă de cheltuieli de protocol. Că dacă sunt mai mari, într-adevăr, ne punem întrebarea, dom'le, într-un moment de criză ăștia au mărit cheltuielile de protocol? Dacă să spunem că și ne gândim de ce, cum și ce fel. Dacă să spunem, nu ne interesează, dar în principiu credeți că asta ar trebui făcut? Există norme de cheltuieli în domeniul protocolului, în toate administrația centrală românească, englezească, probabil franceză, sigur vă spun eu, probabil și germană și așa mai departe. Există niște norme. Domnule Chiria. Ce să discutăm? Domnule, îmi pare bine că
după ce s-a anunțat acest succes extraordinar, unic în lume, presupun, al programului anticriză al actualului guvern al României, să ajunge la asemenea detalii, să reduc cheltuielile de protocol pentru minister. Altceva ce pot să spun? Nu vedeți că e un teatru al absurdului aici, în care nu mai avem cuvinte, în care vine și ne spune că s-au fost niște realizări minunate aici și că România o duce mult mai bine decât restul lumii, fiindcă la noi nu există șomași, uitând să spună că la noi nu se înregistrează toți șomerii, dintr-o mie de motive explicabile tehnic. Și apoi îmi spune că 56.000 de firme trag obloanele dacă nu primesc un ajutor de urgență care nu se știe unde merge, fiindcă nu există o gândire. După care se gândesc să dea protocol ministru de 50 de euro. E absurd, domnul Dumitrescu. În acest moment, eu mă aștept în România la ce este mai rău. Haideți că avem o legătură europene directă telefonică cu domnul ministru Vasile Blaga. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am dorit să intervin pentru că ați făcut referire la un proiect de norme pe care ministerul le propune ținând cont de cele 11 programe de colaborare transfrontaliere pe care le are, din care pentru 4 România este unitate de management. Discutăm de eventuale protocoale pe care ministrul sau alți colegi din minister le vor da în străinătate. Atunci când vor merge în Moldova sau în Ucraina, la trilaterala România, Moldova, Ucraina, sau când vor merge în Azerbaijan, toate țările de jurul Mării Negre, pentru că suntem și pentru programul de colaborare la Marea Neagră, unitate de management, sau când vor merge în Ungaria, sau când vor merge în Bulgaria, unde din nou suntem unitate de management pentru programul România-Bulgaria, și în Serbia pentru programul România-Serbia. Despre asta discutăm și vă rog, rețineți, eu ca ministru administrației și internelor nu am dat niciun leu la protocol, masă, că n-am dat la mine nicio masă. Mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru precizări, domnule Blaga. Și pentru ultima frază din microfon, vă rog. Nu, eu vreau să-mi cer scuze că nu știu cât e alocația pentru copii pentru a o compara cu cei 20-25 de euro alocați pentru fiecare participant la cocktail. Probabil că doi participanți la cocktail valorează cât alocația a doi copii pentru o lună întreagă. Atât, în rest nu mă pronunț. Bun, ne întoarcem așadar la concluzii. La concluzii însemnând bilanțul guvernului făcut succint de premierul Emil Boc astăzi într-o conferință de presă. Aveți în ultimile două minute o scurtă caracterizare a acestui bilanț în 20 de secunde. Vă rog, începem cu domnul Duvăz. În 20 de secunde pot să vă spun că un bilanț al guvernării trebuie făcut. N-am asistat la acest bilanț și nu-l pot comenta în momentul ăsta. Sunt în măsură să spun că, în opinia mea, există destul de multe lucruri care trebuiesc revizuite ca măsuri și destul de multe ținte neatinse pe primele 6 luni, dar sper ca discuțiile noastre să fie serioase și să fie, când spun discuțiile noastre, spun domnul Dumitrescu, discuțiile noastre inclusiv cu dumneavoastră, cu presa. Dacă lucrurile sunt luate în bășcălie sau dacă lucrurile trec într-un populism ieftin, nu vom atinge rezultate, decât că sigur, clasa politică, acest termen care mie nu-mi place, va fi și mai acuzată de o proastă, un prost comportament, minciună, cum s-a spus astăzi în continuu, și hoție, cum s-a spus alte dăți. Bun, vă mulțumesc. Nu mai avem timp pentru ceilalți invitați, dar au timp telespectatorii să-și facă o imagine despre cum se cheltuie banii pe timp de criză. Ați văzut, de altfel am început emisiunea cu secvențe de la acea comisie și am văzut și calitatea limbajului, și de data asta acolo nu erau ziariști ca să fie politicienii supărați, erau chiar ei între ei. Vă mulțumim, rămâneți cu noi!